Salut! E timpul să vorbim despre un personaj iconic din San Andreas care are un rol important în povestea jocului. Ne vom uita la ambițiile lui Ryder, dependența lui și la trădarea lui care putea să iasă mult mai bine. Încă de la începutul jocului, când CJ se întoarce în Los Santos și reia contactul cu băieții, Ryder este personajul cel mai direct. Nu se abține deloc să-l învinovățească pe CJ că a plecat, că s-a întors, că e inutil, că arată nașpa, să-și alte haine, să se tundă mai bine. Dar pe lângă impresia de prieteni cicălitori și caterincos pe care o lasă Ryder la început, în prima misiune când trebuie toți să dea la pedale să nu-i omoare bala și în drive-by, după ce au reușit să scape și ajung băieții în Grove Street, Ryder e plin de el, că în timp ce transpira pe bicicletă și i-a trăgeau din mașină, el le-a arătat cine-i șeful, cine-i gangster. I got with them mother... Mai târziu, când merge CJ să-l vadă, Ryder apare pentru prima oară cu țigara în gură și se simte jignit de o pizzerie locală care tot acoperă grafitiul băieților din Grove. Vrea să meargă acolo să-l sperie pe proprietar și-l ia și pe CJ. După ce ne oprim la frizerie și apoi la restaurant, în loc să vorbească cu proprietarul sau un manager ceva, Ryder își pune șoseta pe cap, pistolul în mână și jefuiește pizzeria. CJ e șocat că asta nu era în plan, iar prostul de Ryder după ce că e recunoscut mai și zice numele lui CJ. Doar din primele misiuni putem înțelege că Ryder e imprevizibil și incompetent, iar în următoarele misiuni apare tot cu țigara în gură în fiecare cutscene. În misiunea Cleaning the Hood pare dezgustat de toți drogații din oraș, ceea ce e ironic. Și iar face același lucru, schimbă obiectivul misiunii. Trebuia să mergem să-l recrutăm înapoi pe Bidap, dar după ce îi pică lui Ryder pe drogalei cartierului, acum mergem să dăm cu băta în niște dealeri. Ceea ce e bine pentru gang, ok, dar e dubios venind din partea lui Ryder. Caracterizarea lui Ryder continuă inclusiv în spatele casei. Când mergem la el mai târziu, vedem că nebunul și-a săpat toată curtea din spate, a făcut găuri peste tot în pământ. Când îl întreabă CJ ce naiba face acolo, Ryder e foarte agitat, nu mai știe unde și-a îngropat marfa și e disperat să o găsească înainte de misiune, că are nevoie de niște curaj. Curaj pentru ce? pentru planul lui de a jefui casa unui bătrân să-i fure armele. Când îi zice CJ că ar trebui să lase cu ele alea de le fumează mereu, Ryder nici nu vrea să audă și doar se ia de el degeaba, când CJ chiar a recunoscut, măcar puțin, comportamentul instabil al lui Ryder. Iar acum hai să înțelegem de ce se comportă Ryder așa, ce tot fumează el acolo. Se pare că jocul include destul de multe detalii care chiar explică de ce era Rider așa. Numai că noi, sau eu cel puțin, nu mi-am dat seama de indiciile astea. Eu credeam că prostul și-a dezgropat toată curtea, că nu mai știa unde și-a ascuns iarba. Credeam că dependența lui e de iarbă, iar comportamentul haotic e doar personalitatea lui. Dar nu e așa. Mașina lui, Picador, are la număr cuvântul Sherm, Credeam că e doar un alt nume pentru iarbă, dar de fapt Sherm înseamnă iarbă sau țigări normale amestecate cu PCP. Deci Ryder e controlat de dependența lui de PCP, nu de iarbă. Iar acum, dacă privim personajul și momentele lui prin perspectiva asta, o să vedem că totul are sens. Când începe și zice prostii care n-au legătură cu realitatea, nu face el caterincă, ci chiar nu e lucid. Omul nu știe seama ce se întâmplă, nu se poate concentra și se crede mai presus de orice, fiindcă asta face PCP-ul, te face să te simți puternic și de neoprit, dar și instabil emoțional, anxios și lipsit de concentrare. Așa că hai să ne uităm din nou! În prima misiune cu el, Ryder nu e în stare să mențină un subiect. Zice că îl așteaptă pe CJ la frizer doar 5 minute și îl deranjează faptul că e strada curată și nu respectă cartierul. Apoi zice că termină de fumat, nici măcar nu se oprește ca să facă treaba pentru care au venit la pizzerie și în loc să facă ceva în legătură cu grafitiul de care se plângea, se decide brusc că el vrea să jefuiască restaurantul. Și nici măcar nu-și protejează identitatea ca lumea, doar își pune un ciorap pe cap. Apoi când mergem la beat up, Ryder se simte vinovat să-l vadă pe Big Bear cum e doar un sclav modern din cauza dependenței și de vrea el să-i atace pe dealerii de crack în loc să meargă băieții înapoi în Grove. Mai târziu în misiunea Drive-Thru, când CJ îl întreabă pe Sweet despre drive-by-ul care a omorât-o pe mama lor, Ryder nu poate să-și țină gura și intră peste ei în subiect și scapă informația că Bala și ea de fapt voiau să-l prindă pe Sweet. Faptul că au lovit-o pe Beverly a fost doar un accident. În momentul ăla, Big Smoke intervine repede să schimbe subiectul și să-i zică indirect lui Ryder, tajbă prostule, pentru că ei deja erau pe felie cu bala și în afacerea lor cu drogurile și banii. Și după ce îi zice Smoke ciocul mic, Ryder își dă seama și își cere scuze. De ce ar fi nevoie să-și ceară scuze. Too damn Some people say they saw a green saber doing the work, and then speeding away. Yeah, but people like to talk, don't they? Anyway, that's half a Santos you talking about. Yeah, you right. My bad. Mai târziu, un home invasion nici nu prea avea sens ca Ryder să sape atâtea gropi în curte ca să găsească niște iarbă. Sigur că și aia poate da dependență, dar e un pic cam mult efort pentru așa ceva. Iar apoi când abia se urcă în dubă, nici măcar nu pleacă bine din Grove că Ryder deja începe cu nebunia. Deci, ne dăm seama că toată nerăbdarea aia nu e doar personalitatea lui. Omul chiar nu era lucid. Și dacă ne uităm la câteva linii de dialog tăiate din beta, în misiunea asta, Ryder era atât de prăjit încât nu-și dădea seama că s-a făcut deja noapte. Iar la casa moșului, zicea că rămâne el afară, apoi ne trezeam cu el în casă, CJ îi zice, bă, credeam că rămâi afară, iar Ryder răspunde că, a, ce idee bună, hai că rămân afară. În misiunea Catalyst, după ce n-a mai găsit marfa îngropată în spatele casei, a început să gătească, numai că pe aia nu e mâncare ce gătește el acolo. În misiunea Robbing Uncle Sam, vedem și mai clar megalomania lui Ryder. Și tot aici e și un moment important în dialog. CJ zice că nu mai face nimic cu el până nu lasă drog angela, iar lui Ryder îi scapă că și așa nu știi tu ce se întâmplă. And what that mean? Mai departe, deja știm că Smoke l-a racolat pe Ryder în planul lui de a trăda grovul pentru bani. Smoke a încercat să-l convingă pe Sweet să vândă și ei drogurile care aduceau o grămadă de bani, iar după ce Sweet a rămas hotărât pe principiile lui, Smoke și-a găsit parteneri atât pe Balash cât și pe Ryder. Vedem în introduction cum Smoke Smoke-ul racolează pe Ryder în afacerea lui și îi zice toate vrăjelile că e destinul, nu e o alegere, iar Ryder nu e greu de convins. Cu iluziile lui de grandoare, chiar dacă mai are ceva loialitate pentru băieți la începutul jocului, s-a vândut și el foarte repede. Mai târziu, în misiunea House Party, când vin bala și să atace Grove Street, Ryder pleacă zicând că va aduce întăriri, I go get smoke and some Grove boys. Damn, man. I'll go get us some more backup. Shit, I'll go round up some homies. Și atât, nu s-a mai întors. Și întăririle n-au venit niciodată. Ca să nu mai zic de faptul că Smoke lipsește total de la petrecere. Probabil știa din timp ce trebuie să se întâmple. Iar mai târziu în Reuniting the Families, imediat cum apare poliția, Smoke și Ryder îl lasă pe CJ acolo și pleacă. Până și Sweet e mirat de faptul că CJ a intrat singur. Unde sunt Smoke și Ryder? Iar apoi, ca să nu fie prea dubios, se întorc la motel, iar Ryder îi dă lui CJ un AK foarte vechi și mizerabil pe care l-a luat de la bătrânul Emmet Și peste două minute, AK-ul se mai și blochează. Detaliul ăsta e dubios, având în vedere că avem trei misiuni întregi cu Ryder, unde toată treaba e să furăm arme mai bune pentru gang. Din casa moșului, apoi din tren și de la garda națională. Dar până la urmă, după misiunea Robin Uncle Sam, membrii Grove primesc și ei tech nouă, măcar atât. Iar apoi vine momentul cel mare, The Green Saber, când îi vedem pe Smoke și Ryder că sunt în mâna lui Tenpenny. CJ realizează că Smoke e responsabil, măcar parțial, pentru moartea mamei lui. Un detaliu aici e faptul că Tenpenny vorbește doar cu Smoke, nici nu se uită spre Ryder și se vede că Smoke are un grad mai înalt decât Ryder, iar ăla trăiește mai mult țigara decât situația. Ryder mai apare în Photo Opportunity, cel mai probabil trimis de Smoke, să se vadă cu băieții din locul Syndicate și mai târziu în Pier 69 vine cu niște balași după el. Nici măcar în ultimele momente nu pare să fie lucid. Iar mai târziu, în cutscene de la ei ca bum, Boom, CJ regretă că l-a omorât pe Ryder, că era ca un frate pentru el, dar îi trece repede când află că Ryder voia să facă hot coffee cu sorsa. That was my And I killed. Fucking midget deserved it, eh? Little asshole tried to bang your sister. You know that? No. For real? Shit. Maybe you' right then, man. But Cheer the fuck up. În realitate, povestea din spatele rolului lui Ryder a fost în felul următor. Rockstar au apelat la DJ Pooh, un vechi producător, actor, rapper, scriitor și regizor. DJ Pooh a avut o mare influență asupra seriei GTA. Mai mulți actori care au apărut în filmele scrise sau regizate de el au apărut și în San Andreas. Vă dau câteva exemple. În distribuția filmului Three Strikes, o comedie scrisă și regizată de DJ Pooh, o vedem pe Yolanda Whitaker care a jucat o pe Kendall în San Andreas. You know You are a fucking idiot. Your whole life you wanted something for nothing. Now you've got something and you don't know what to do with it. Faze and Love, care jucat pe Sweet, I want all y'all to go get heated and meet me downtown under the Mahalan intersection. we gonna roll on these baller motherfuckers. Sean Fontaine, Pecari Stimka Franklin and GTH Cinch, Salpentro Fam Uno. Oh, dog, get out the way. Man, I wanna get a proper job. Man, who told you that shit was G, dog? CJ, Mr. Clean Cut. și la fel și Big Boy care l-a jucat pe Big Bear. CJ, man, come on, put me back on the team. Give me 20 bucks and I'm all yours, man. Blast from the past. Iar în filmul The Wash, la fel scris și regizat de DJ Pooh, a jucat Julio G, pe care l auzim în San Andreas, prezentator la Radio Los Santos. Check it out, y'all. It's Julio G, home of the West Coast hip-hop. I got some more gangster shit coming your way, so don't touch that dial, okay? Iar la finalul jocului, în credite, DJ Pooh e al optulea nume care apare, scriitor și producător. Ce legătură au toate astea cu Ryder? Se pare că Rockstar au crezut că nu au destulă greutate în distribuția jocului, chiar dacă era deja plin de rapperi, așa că, după spusele lui MC8 în interviul pentru The Art of Dialogue, DJ Pooh l-a pus în legătură cu Rockstar pentru a include melodia lui, Hood Took Me Under, în Radio Los Santos ca o mică paranteză, țin minte și acum când eram mic și mă jucam San Andreas, auzeam melodia asta la radio și mă gândeam, bă, ăsta Rider? Iar după ce s-au înțeles să-i pună melodia la radio, Rockstar l-au mai sunat odată pe MC8 ca să joace un personaj. Ryder era deja scris și avea nevoie de o voce. De-a lungul anilor, trădarea lui Ryder a fost asociată cu mai multe teorii nefondate. Rockstar au mai avut probleme în trecut și în viitor cu voice actorii din GTA. Ray Liotta a regretat faptul că nu le-a cerut mai mulți bani pentru rolul lui ca protagonist în Vice City. Și la fel și Young Mayley și Michael Halleck, voice actorii pentru CJ și Nico Bellic, respectiv, au avut comentarii similare exprimându-și dezamăgirea pentru cât de mari sunt jocurile și cât de puțin au fost ei plătiți. MC8 nu a făcut nicio declarație prin care să se înțeleagă vreo dezamăgire legată de bani sau Rockstar. Deci, teoria că s-a certat cu Rockstar și i-au omorât personajul, da, nu cred. Cealaltă teorie și cea mai populară, care încă e crezută de mulți oameni chiar și în ziua de azi, este că Rockstar inițial nu plănuiau ca Ryder să trădeze gangul, dar au trebuit să schimbe ideea repede, ori că s-au grăbit să termine jocul, ori din alte motive. Iar în 2019, cineva i-a dat mesaj lui MC8 pe Twitter să l întrebe ce s-a întâmplat, dacă n-a mai vrut să continue rolul sau au fost alte probleme. Iar MC8 a răspuns că asta a fost tot ce a vrut Rockstar de la el. Deci Ryder a fost plănuit de la bun început să fie trădător și avem următoarele informații pe care mă bazez. Big Smoke îl racolează în introduction. Scena asta nu putea fi scrisă, animată și jucată degeaba. Când Ten Penny intră în casa lui Ryder, Ryder nu are nicio reacție că tocmai a intrat un polițist în casă, ca și cum nu e prima oară când se întâmplă asta. În misiunea Home Invasion, dacă CJ face prea mult zgomot și îl trezește pe moș, când iese din casă vede că Ryder deja a fugit cu Duba, adică demonstrează cât de puțin îi pasă de Grove dacă se întâmplă ceva. Ryder, you, Ca apoi în Robbing Uncle Sam se i scape din greșeală comentariul ăla că și așa nu știe CJ ce se întâmplă. Și în Reuniting the Families zice că e fiecare pentru el. Man, -mătăriu 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 -mătăriu. Și nu numai că pleacă în mașină cu smoke, dar când se întorc ei mai târziu, vedem că Ryder, care stătea pe bancheta din spate, s-a așezat mai confortabil în față. Cu toate astea, mi se pare clar că Rockstar intenționau de la bun început ca Ryder să fie complicele lui Big Smoke dar problema cu trădarea lui e că a fost foarte prost executată și multe detalii lipsesc. Când CJ îi vede pe Smoke și Ryder lângă sabreul verde, CJ reacționează doar la Smoke. Îi spune lui Sweet doar despre Smoke, cu Tenpenny îl menționează doar pe Smoke, iar Ryder nu mai apare în poveste până în misiunea Photo Opportunity. Ultima lui apariție este în Pier 69, unde nu face nimic și nici nu are dialog unic sare în apă și repetă două replici. Putem înțelege că oricum e căcat pe el de droguri, dar pentru un personaj atât de important are un final foarte slab. Motivul pentru care trădarea lui Ryder s-a întâmplat atât de prost e că Rockstar au grăbit dezvoltarea jocului spre final. În ultimul an sau ultimele luni, publisherul Take-Two le-a zis hai bă, termina jocul ăla să-l lansăm și noi mai repede. Știm deja că s-au tăiat o grămadă de chestii din beta și, din păcate, rolul lui Ryder a avut de suferit foarte mult din cauza asta. CJ nu trebuia să afle de Ryder în misiunea Green Saber. ea nu reacționează, Daia nu zice nimic mai târziu. CJ trebuia să-l vadă pe Ryder pentru prima oară după plecarea din Los Santos, abia în misiunea Photo Opportunity. V-ați întrebat vreodată în misiunea asta, de ce naiba CJ urlă din toți plămânii la Ryder și toți aia și nimeni nu-l aude sau vede? Se pare că Rockstar au tăiat prea multe lucruri din misiunea asta. Photo Opportunity chiar avea sens și lega mult mai bine povestea, dar versiunea din beta, complet superioară, a fost tăiată, iar în fișiere au mai rămas doar câteva linii de text și puțin dialog. Cu puțin talent ca la 50 Cent, le putem da seama cum ar fi decurs povestea originală. Caesar îl sună pe CJ și îi zice că îi urmărește pe niște balași care transportă droguri spre San Fierro. CJ se duce la poliție și fură elicopterul de pe heliport, îl sună pe Caesar care între timp a fost imobilizat de balași pentru că l-au văzut în spatele lor și i-au tras în mașină până au stricat-o. CJ ajunge cu elicopterul până la punctul în care îl luăm pe Caesar și în jocul final, unde Caesar zice: Nu știam că poți să zbori, iar CJ îi răspunde: I can't. I'm learning. Get in. Caesar se urcă și vede că mai e cineva în spatele elicopterului, un polițist care doarme, așa că în mijlocul drumului, în loc să ajungem direct la mașina balașilor, trebuia să aterizăm repede să lăsăm jos pe polițist care s-a trezit între timp. După ce îl lasă jos pe domnul pasager, CJ zboară spre Angel Pine, unde găsește mașina și lor și îl recunoaște pe Ryder. Probabil că mașina urmărită ar fi fost chiar picadorul lui Ryder, că altfel nu știu cum putea CJ să-l recunoască din elicopter, în timp ce nici nu știa să-l piloteze. Dar după dialog, e clar că asta e prima oară când îl vede pe Ryder după Los Santos, pentru că se întreabă ce caută el cu balașii. Așa că îl urmărim pe Ryder până la punctul de întâlnire, unde am fi rămas cu elicopterul în aer. CJ îi dă controlele lui Caesar, ceea ce mi se pare o idee proastă, și începe să le facă poze de sus tuturor gangsterilor și e chiar impresionat de cât de bine sunt înarmați. Max, Apoi vin și celelalte personaje: T-Bone Mendez, Geezy și Torino. Torino se pare că îi vede pe băieți că, na, e greu să nu observi un elicopter zgomotos care te spionează și bineînțeles că are un agheu la el, îl scoate din mașină și trage în elicopter. Cumva băieții noștri scapă, iar CJ e nevoit să aterizeze elicopterul înainte să bubuie, iar acolo s-ar fi terminat misiunea. După cum spuneam, versiunea asta e mult mai completă și leagă mai bine povestea decât prăstia aia pe care am primit-o în jocul final. Dar e dovada supremă că Ryder a fost planuit ca trădător de la bun început, dar graba pentru a termina jocul a creat niște momente fără sens. Până la urmă, nu avea sens nici ca CJ să zboare cu elicopterul din San Fierro, pentru că el învață să piloteze mai târziu când îl obligă Torino. Și ideea că s-ar descurca el la prima vedere cu un elicopter furat, aterizat de mai multe ori, mai ales odată ce a fost lovit de racheta lui Torino, da, nu cred. Totodată, mi se pare că ar fi mers ok misiunea în formatul ăsta, dacă foloseau o mașină în locul elicopterului și păstrau urmărirea și dialogul important pentru poveste. Videoul ăsta a durat foarte mult să-l fac, mai ales în etapa de documentare, dar mă bucur că am găsit niște informații noi și am avut ce să vă prezint. Ca de obicei, găsiți în descriere resursă pentru tot ce am zis și informații suplimentare. Și nu uitați că vă aștept și pe Discord în comunitate. Mulțumiri speciale membrilor canalului. Fegel, Denis K, Răzvan, Fan D, Alin, domnului VIP Hammer MC7, domnului VIP Andrei, Ștefan de Lăbă, Danny, domnului VIP Kiburici și domnului VIP The Gamester. Dacă îți place contentul meu și vrei să-l susții, te rog să vezi beneficiile de a deveni membru. Vă mulțumesc tuturor și ne vedem în următorul video.